plăceri vinovate, pe ce cheltuie cei mai mulți bani. Cred că acum, în ultimul timp, bine, acum, înainte să încep cu apartamentul, că na, despre asta e vorba, acum, cred că pe pantofi. Pantofi și genți. Dar nu foarte mulți, mai mulți decât în celelalte domenii, dar eu nu cheltuiesc ca o nebună. Eu sunt foarte organizată, să știi. Pentru că eu fac banii pe care i-am și atunci mă gândesc la munca mea. Așa ai fost de la început sau ai avut și perioade în care, nu știu, ai simțit nevoia să te răsfeți, mă refer așa în primii ani, când ai devenit... Nu. De cei mai mulți bani, că acum mi-am dat seama, am cheltuit și cheltuiesc în vacanțe, pe vacanțe. Vreau să văd cât mai multe locuri din această lume, să știu pe unde am trăit și de ce am trăit. Ce superstiție ai? N-am, dar poate... Dacă aflu vreuna care să țină sau care a avut efect asupra cuiva, vreau să o aflu ca să învăț și eu, să fac și eu ceva, să prind ceva. Nu știu, ceva, să mă îmbogățesc sau nu știu, depinde să rămână sărcinată. Baste. Păi baftă că știu că îți dorești un copil. Îmi doresc. Ce să facem acum, să se prindă? Uite, pentru 2024, o dorință... E clar, asta rămâne prima pe toate listele, fie de Crăciun, fie de Paște, de ziua mea, de orice. Da, uite, legat de apartament, a fost o dorință pusă anul trecut? A fost o dorință, nu, n-a fost pusă în perioadele astea, gen Revelion sau așa, dar era o chestie care, pe care mi-am implementat-o în cap cu probabil un an, doi înainte și știam că o să o materializez, că eu știu exact că dacă îmi doresc ceva neapărat, eu fac, n-am nicio problemă. Știu exact și în ce perioadă realizez niște lucruri.